Bună tuturor! În episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți să vă faceți și voi propriul vostru oraș Brookhaven. Poate că v-ați plictisit de clasicul oraș în care trăim cu toții și vreți să vă faceți o lume a voastră personalizată, să puneți lucrurile voastre preferate, poate vreți să adăugați animăluțe. Pentru că în Brookhaven nu există animăluțe, ei bine, acum puteți să aveți Brookhaven-ul numai că puțin modificat și să-l faceți cum vreți voi. Eu sunt pe o hartă pe care am făcut-o eu mai de mult, în care am adăugat niște lavă și un pat gigantic pus la înălțime. Sper să vă ajute acest videoclip să vă faceți și voi propriul vostru oraș exact așa cum vă place vouă. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați în cazul în care nu sunteți deja abonați, să apăsați pe butonașul de like și nu uitați că pe primul link din descriere aveți merch cu Daria și cu Angela și urmează și cu restul familiei. Și hai să începem! Pentru început trebuie să ne conectăm pe contul nostru de Roblox, apoi o să apăsăm aici pe Create. Apoi tot ce trebuie să faceți este să dați pe Create Experience și vă va deschide Roblox Studio, unde puteți să faceți tot felul de lucruri. Așa că acum o să deschidem Roblox Studio. Și cam așa o să arate după ce vă deschide Roblox Studio și haideți să începem. Putem selecta ori Base Plate, ori Classic Base Plate, așa că o să selectez Base Plate momentan. Și avem acest Spawn Point pe care o să-l ștergem. Și acum, tot ce trebuie să facem este să căutăm în search, aici în stânga, Brookhaven Map. Și avem aici 4 hărți, eu în general o folosesc pe prima. Trebuie să țineți cont de faptul că hărțile nu sunt actualizate, adică nu veți avea acces la noile update-uri, la muzeu și la noile restaurante, pentru că harta este mai veche, dinainte să se facă aceste update-uri, dar în general aveți acces la tot ce înseamnă Brookhaven. Aveți aici magazinul de înghețată, coaforul, supermarketul și cam ăsta este orașul. Dacă mergem puțin mai în față, o să vedem că aici găsim sloturile pentru case, inclusiv cu spațiu pentru piscină. Am găsit și biserica, aici avem biserica și haideți să facem noi propriul nostru Brookhaven. Vreau să-l fac cu o tematică, de exemplu ferma. Haideți să mergem în zona de case și să punem niște animăluțe, un hambar. Bineînțeles că puteți să faceți pe ce tematică doriți voi. Puteți să personalizați jocul cum vă place vouă. Acum noi o să căutăm aici animals, pentru că asta nu prea îmi place la jocul ăsta, pentru că nu are animăluțe și mi-ar plăcea foarte mult. Dar nu găsim așa, așa că o să căutăm farm animals și o să punem niște animăluțe, pentru că vreau să facem o fermă. Și am găsit aceste animăluțe. După ce ați găsit obiectul pe care vreți să-l puneți, pur și simplu îl plasați în locul în care vreți să-l puneți, iar dacă dăm aici la Move, putem să le mutăm. Dacă tragem de această săgețică roșie, animăluțele se vor muta spre stânga, spre dreapta. Putem să le aducem în față sau în spate, sau dacă tragem de linia asta verde, le putem pune în aer. O să le las pe pământ, sper că sunt pe pământ acum. Sunteți pe pământ cu picioare, stați cu picioarele pe pământ, da. Sunt cu piciorușele pe pământ, cred că sunt un pic piciorușele sub pământ. Așa. Iar acum dacă vreți să le rotiți, dacă vreți să stea cu fața în cealaltă direcție, pur și simplu dați pe rotate și ele se rotesc în direcția în care vreți voi. Având în vedere că este o fermă, putem să punem și un hambar. Așa că chiar dacă avem hambar în Brookhaven, noi o să punem unul puțin mai diferit. Haideți să vedem, poate găsim un hambar mai... Uite ăsta, mi se pare mai diferit și e imens, efectiv e imens. Și cam așa arată hambarul nostru. Dacă vreți să vă puneți casă, căutăm aici pur și simplu house și haideți să vedem ce căsuțe găsim. Am găsit această casă, two-story modern house probabil. Și arată cam așa. Trebuie să aveți grijă să fie, să o faceți mare, pentru că am pățit să fie mică și să nu pot să intru în casă, pentru că am pus-o prea mică. Dar nu-mi place poziția acestei case, așa că o să rotim și o să punem cu fața înspre drum. Exact așa.
Dacă vrei să testați, dacă vreți să fiți jucător, trebuie să dați doar play. Dar înainte de asta, trebuie să vă asigurați că aveți un spawn point unde să vă spawnați. Eu o să vreau să-mi pun spawn point-ul aici. Așa că pur și simplu căutăm spawn point în search. Am pus acest spawn point chiar aici în mijlocul drumului. Haideți să vedem dacă și funcționează. Acum o să dăm play. Am pus până la urmă un spawn point invizibil și acum hai să vedem cum arată. Animăluțele sunt mult mai imense decât mine, se și vede, și încap în hambar. Da, merge să intru și în hambar. Acum vreau să mergem să vedem și casa, să vedem dacă e suficient de mare, dacă trebuie să o mai mărim. Și iată căsuța pe care am pus-o, hai să vedem cum e înăuntru. Nu e nimic înăuntru, trebuie decorată și scările astea abrupte, păi nu-mi place căsuța. Nu-mi place deloc, deloc nu-mi place, nu-i decorată. Măcar are balcon, balconul e drăguț, dar e, nu e pe gustul meu. Și acum haideți să vedem, putem să punem și NPC-uri. Dacă vreți să aveți o prințesică sau niște oameni cu care să faceți roleplay, dar nu puteți să faceți roleplay cu prietenii voștri în serverele publice de Brookhaven, e bine, există rezolvare. Îl punem pe domnul ăsta aici, care poate să fie bodyguard și puteți să veniți aici să vedeți, să aveți o conversație cu bodyguardul. De asemenea, puteți să puneți tot felul de NPC-uri, chiar și o găină. Haideți să punem o găină aici. Un bodyguard care are o găină bodyguard. Și deja puteți să faceți roleplay-ul vostru de aici. Și am găsit și NPC-uri. Fete, o fată care vrea să intre în această casă și nu este lăsată de bodyguardul cu găină. Vedem, uite un cățel, ce drăguț e. Ok, avem și cățelul aici. Și latră? Cred că latră. Ce drăguț. Poate vreți să vă chemați și prietenii pe Brookhaven-ul vostru fals și vreți să le faceți o surpriză și vreți să-l aduceți pe SpongeBob. L-am găsit și pe SpongeBob aici. Îl punem aici. Dar ăsta e cam mic, puteți să punem un SpongeBob mai mare și puteți să faceți un SpongeBob gigantic dacă doriți. Poate vreți să aveți un oraș inundat, așa că tot ce trebuie să facem este să căutăm ocean aici. Și o să punem asupra Brookhaven-ului marea sau oceanul și puteți faceți roleplay în care Brookhaven-ul a fost înghițit de ocean, Brookhaven-ul a fost inundat și acum că am terminat lumea noastră, trebuie să o salvăm și să o publicăm în Roblox. Acum vă voi arăta tot ce trebuie să faceți ca să salvați acest proiect în Roblox, dar și să-l publicați. Pentru început, trebuie să mergem aici la File, apoi apăsăm pe Save to Roblox și se va deschide acest chenar. Iar aici puteți să puneți un nume jocului. Eu o să-i pun Test Brookhaven. Apoi puteți să-i puneți o descriere. Eu nu o să-i pun nicio descriere, dar puteți să scrieți, pur și simplu descrieți harta. Scrieți ce ați adăugat nou în Brookhaven. Apoi dăm Save. Bun, acum că am salvat harta în Roblox, trebuie să o și publicăm ca să ne putem juca. Ne întoarcem înapoi, mergem înapoi la File și apăsăm pe Publish to Roblox. Și gata, harta voastră este acum publicată pe Roblox, o veți găsi în Roblox, în My Creation. Acum vreau să vă arăt ce trebuie să faceți dacă vreți să vă jucați cu prietenii voștri, pentru că momentan harta este pe privat, așa că doar voi puteți intra. Mergem la File și coborăm și apăsăm pe Game Settings. Aici mergem la Permissions și aici selectați cine poate să se joace cu voi, prietenii. O puneți publică și poate să se joace oricine sau privat în cazul în care vreți să vă jucați doar voi. Eu o să o las pe privat. Acum haideți să ne întoarcem în Roblox să vedem dacă funcționează. Ne-am întors în Roblox, ne întoarcem aici la Create și aici sunt toate jocurile pe care le-am creat eu vreodată și avem Test Brookhaven Fake. O să dăm aici și o să dăm View on Roblox, iar acum ne trimite în Roblox și tot ce trebuie să facem este să dăm Join. Și haideți să vedem cum arată. Sunt foarte curioasă, sper să vă placă. Și am ajuns aici la acest spawn point. Aici avem animăluțele și hambarul. Și se pare că NPC-urile merg. Eu credeam că doar stau pe loc. Nu, aparent ele se mișcă. Cât de tare. Și o avem aici pe Maria. Bună, Maria.
Salut! Și domnul Padigar se mișcă și el. Văd că scrie ceva. Asta e un cocoș cu un covor? Acum hai să mergem în oraș. Iar în oraș, după cum puteți vedea, a venit marea la noi, orașul e inundat. Și cam așa arată. Puteți nota aici în oraș, pentru că e plin de apă. Și cam acesta este Brookhaven-ul pe care l-am făcut eu. Sper să vă placă, sper că v-am ajutat cu acest tutorial. Dacă vreți să mai fac tutoriale care să vă ajute să vă descurcați mai bine în Roblox, scrieți în comentarii. Poate vreți să facem tutoriale și să vă învăț cum să faceți tricouri personalizate în Roblox sau pantaloni, hanorace, chiar și rochițe. Dacă vreți să facem și asta, scrieți-mi în comentarii. Noi ne revedem data viitoare!